aflăm pe canalul Manolescu. Este un canal care aduce poarta Pârâului Prut în lacul de Leu. Este unul din cele patru canale care face legătura lacului cu râul Prut. Aici de obicei nivelul apei mai ridicat, da? În canal nu, este cum este peste tot. În apa, adică este un loc drept, o lungă inundabilă până la urmă. Doar că și canalul are porțiuni în care apa este mai adâncă, este apa spre ieșirea în lac, apa este în jur de jumătate de metru, cam așa. Ce adâncimea maximă? 3-4 metri, da. În ecosistemul lacului Beleu, vreau să accentuez faptul că rezervația naturală este parte componentă a zonei umede Ramsar lacurile Prutului de Jos din anul 2000. Este prima zonă umedă desemnată în Republica Moldova, în special la habitat, ca habitat al păsărilor acvatice. În urma cercetărilor multianuale au fost identificate 246 specii de păsări, între care 51 sunt luate sub protecție pe plan internațional și național. Acum se lucrează la ediția 4-a Cărții Roșii, generală pe Republică, deci urmează în decurs de 2 ani să obțină un nou volum, atunci o să știm alte cifre. Pe lângă speciile de plante și păsări, aici sunt și 3 specii de șerpi care nu sunt veninoși. Se găsește și broasca țestoasă de baltă. De departe, însă, vedeta rezervației este pelicanul. Pelicanul vine la noi, 2 specii de pelican, pelicanul comun și pelicanul creț, vine la noi din delta Dunării. Uh-huh. Aici vine doar pentru a se hrăni și atunci vine în perioada în care nivelul hidrologic este mai scăzut, atunci când poate să-și dobândească peștele. Pelicanul comun este mai numeros față de pelicanul creț. Acum cumva a încercat pelicanul, deoarece din cauza, să zic, lipsei hranei posibil în regiunea asta noastră sudică, cumva urcă mai spre centrul Republicii, sunt văzuți mai des și pe alte lacuri în Republică, suprafețe acvatice. Chiar dacă, la prima vedere, peisajele sunt uimitoare, în spatele lor se întrezăresc și o mulțime de probleme, mai mici sau mai mari, cu care se confruntă lacul Beleu. Una dintre ele pune în pericol însăși existența acestui bazin acvatic format acum vreo 6.000 de ani. Cea mai mare problemă este, într-adevăr, nivelul hidrologic al apei, deoarece de aici pleacă toate problemele din ecosistem. Faptul că în timp, cumva, datorită unor activități și antropice, chiar și de mediu, lacul s-a colmatat. Este prezent procesul de înămălire a lacului și asta persistă, este mai evident în ultimii 20 de ani. Dacă ne dăm cumva cu 20 de ani în timp și am fi în același loc, pădurea asta care este nu era. Ceea ce avem pe partea dreaptă este o pădure tânără de salce care înaintează spre suprafața acvatică și asta avem iarăși o problemă din cauza nivelului hidrologic scăzut. Înaintează pădurea spre suprafața lacului și o fură din spațiu. Riscăm la un moment dat să pierdem lacul și să avem doar o lungă inundabilă, temporar. În ultimii ani, singurele momente când nivelul apei depășește o jumătate de metru este atunci când vin viituri pe râul Prut. Una dintre ele a fost în anul 2000, atunci când nivelul apei în lacul Beleu a ajuns la 3 metri. De cealaltă parte, unul dintre cei mai dezastroși ani care a adus dezechilibre în întreg ecosistemul a fost anul 2015, atunci când toate cele patru canale care aduceau apă din râul Prut pe anumite porțiuni erau complet secate. Ce se poate face ca să, nu știu dacă să readucem la ce a fost înainte, dar totuși să îndreptăm un pic situația? Ce s-ar putea face? Ar trebui curățate canalele astea sau care sunt pașii? Noi, ca angajația rezervației, chiar și administrația, am descris problema la ședințe, la anumite ședințe. În fiecare an, noi, la secția știință, edităm Anale Naturii, acolo de fiecare dată menționăm tot ceea ce se întâmplă pe parcursul anului, dacă este să accentuăm cumva problemele de mediu. S-au venit atunci cu o soluție de a săpa alt canal decât ăsta existent, cumva se gândea de a duce un canal vechi care era, dar nu știm dacă asta este soluția corectă.
În documentele vechi de 15-20 de ani, suprafața lacului era de peste 600 de hectare, dar astăzi aceasta s-a micșorat și se reduce cu fiecare sezon. Pădurile de salce încep să ocupe porțiuni mari din zonele care odinioară erau acoperite de ape. Fonduri cu care ar putea curăța pădurile sau decolmata canalele, administrația rezervației nu are de ajuns, banii fiind uneori pentru salarii și cheltuieli de întreținere. Șefa secției științe din cadrul rezervației Prutul de Jos ne-a spus că există servicii de turism prestate de către administrația rezervației, dar ele se fac cu un minim deranj asupra florei sau a faunei locale. Rezervația nu este ferită nici de dezastre, iar unul dintre cele mai mari a avut loc în luna martie a anului 2020. Eu am avut probleme în anul 2020 în care au ars o suprafață de peste 300 de hectare de pădure și atunci nu s-a găsit vinovatul, culmea, toate că s-a știut cine era, dar cumva, adică faptul de unde a plecat focul se știa și nu știm de ce, nu s-a dus lucrurile la capăt. Suntem la unul din cele două turni de observare, amplasate special pentru vizitatorii rezervației, pentru vizitatorii locului și a localităților. Unul este amplasat în vecinătatea localității Vălenși și asta este pe teritoriul Sloboziei Mari. Ultimul proiect e în desfășurare și în cadrul acestui proiect facem ceva nou. Vrem să amplasăm pe malul lacului logo-ul rezervației biosferei Prutul de Jos, va fi un punct pentru realizarea fotografiilor. De asemenea, cu contribuția ambelor primării și cu fonduri europene, se construiește, practic, este spre final, construcția unei platforme de vizionare pe panta de la intrarea în localitatea Slobozia Mare. Va fi un loc foarte atractiv pentru turiști, deoarece de acolo se vede panorama lacului, râul Prut, în general, unde ne aflăm geografic. Oamenii locului își amintesc lacul Beleu atunci când nu existau problemele de astăzi. Unul dintre copiii care pescuiau aici, acum mai bine de 40 de ani, este și Stelian Guzunov, care între timp s-a angajat ca pădurar în cadrul rezervației. Și el deplânge situația gravă în care a ajuns lacul. Îmi pare rău în ziua de azi că am ajuns în așa situație, că ca lacul Beleu ne-a rămas fără apă. Avem undeva 40 cm apă, restul mâl, vreo metru și ceva. Și când stai și te amintești, când eram copii, adâncimea era 3-4 metri în lacul Beleu. De cu seară ne pregăteam ca copii, ne pregăteam râme, ne pregăteam de toate. Dimineața, timp de o oră, ieșai cu torba plină cu pește. Acum întins toate malurile și nu mai avem pește. Pricina e apa. Că la moștri povesteam, aveam niște oameni lucrau ca pescari, hrăneau un raion întreg numai din lacul Beleu. Peștele se păstra anul împrejur, iarna băgau nevoade sub gheață și scoteau tone de pește. În ziua de azi nu mai avem nici apă, nici pește. Acesta își amintește și vremurile când oamenii veneau ca la mare, profitând de plajele oferite de lac și de liniștea zonei. Am ajuns cum am ajuns în ziua de azi, care înainte era o frumuseață, numai treceai calea ferată, nu era înainte calea ferată. Pe malul lacului Beleu era numai nisip, iarbă nu aveam, erau plase de volei, erau scăunele, erau căsuții, lumea se vinea să se odihnea ca la mare. Intrai în apă 2 metri, se vedea orice chetecică de la fundul apei, cât de limpede era. În ziua de azi nu mai avem. Foarte frumoasă, îmi amintesc zona, că singur s-a crescut pe malul Bălții. De mici suntem pe apă și știm ce frumuseață era, că chiar străin virgi în ziua de azi și ne văd lacul Beleu și așa de bucuroși. Pentru noi nu mai este o bucurie, știm cum a fost și cum a ajuns în ziua de azi. Dacă s-ar mai gândi conducerea ceva să ne mai facă, să ne mai curse măcar canal, măcar ceva, poate am mai păstra lacul Beleu. Dacă nu, cred că peste câțiva ani nu o să mai avem lacul Beleu. Asta vreau să întreb, cât credeți că mai rezistă lacul ăsta așa, fără nicio intervenție? Dacă nu se intervine acum, cât credeți că mai rezistă? Hai, zic, mai dureze vreo 10 ani, minim așa. Mai departe, cred că tot lacul Beleu o să fie numai stuf și salci, apă nu o să mai avem. Acesta a venit și cu o propunere către autorități pentru a menține cumva apa în lac, mai ales că se află la 2 pași de râul Prut. Le-am propus, asta e nu că o variantă principală, ar fi o variantă măcar astea două gârle
gâla Nevodă și gâla Rotară, dacă s-ar curăți de la, începând de la râul Prut și măcar cât ar putea spre lacul Beleu, cu ani poate s-ar mai spăla ceva din Beleu și ar mai pleca să mai curăție. Dar a zis că aici a fost apa cu câteva zile. Da, aia că a fost apă câteva zile, în două zile ni s-a dus apa. Ecosistemul rezervației nu este pus în pericol doar de scăderea nivelului apei, dar și de o exploatare de țiței care funcționează de ani buni pe teritoriul rezervației, iar până anul trecut a aparținut unor privați. Această sondă de extracție și administratorii acesteia au fost implicați în mai multe scandaluri de-a lungul timpului. Procesul de extragere nu este încurajat de reprezentanții rezervației, dar, pentru că este permis de lege, nu se pot opune. Știți cum, când s-a permis această activitate, în lege era scris, cu excepția celor de valoare națională, sunt interzise aceste activități și, în paranteză, ce le-a permis să desfășoare această activitate. Vorbind acum ca o persoană care apără mediul și care își doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă, eu zic că nu. Nu știu ce valoare are tot ce se extrage acolo și cât este de important pentru Republică și pentru economia țării, dar ceea ce fac în ecosistem sau ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anilor, poluare și alte chestii, nu sunt lucruri normale. În prezent, printr-un proiect de lege votat în ambele lecturi, statul deține din nou dreptul pentru această exploatare petrolieră. Am vrut să filmăm sonda, dar cei care asigurau paza teritoriului ne-au amenințat. Noi suntem de la televiziune, pur și simplu filmăm în rezervație și noi am auzit că asta s-a întors la stat, platforma asta. De cineva din conducere care putem să discutăm și noi? Dacă ea funcționează? Ei fac hârtile, pregătesc transferul, primire, predare, tot. Încă n-a trecut? E trecut de pe data de 11 iunie. Da. Dar documentele nu sunt făcute. Dar putem filma și noi măcar sonda asta care... Ne dați voie să filmăm asta care scoate petrol. Ai permis să intre... Cum? Permisiune de a intra. Păi eu încerc să dau de oameni, dacă ziceți că n-aveți numărul. La poliția de frontieră aveți permisiune. Pentru? Pentru intrare aici. Dar păi n-am intrat în rezervație noi. Și dacă eu uite acum, dacă apelez poliția de frontieră, vine și te amendează, că n-ai fost la dânsi și este înregistrență. Printr-o decizie a Agenției Proprietăți Publice, dreptul de exploatare a zăcământului a revenit unei întreprinderi de stat administrată de Sergiu Borș. Am încercat să discutăm atât cu acesta, cât și cu șeful agenției, dar, în ciuda promisiunilor că vor reveni, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Am reușit să aflăm că intenționează să vină în scurt timp cu un comunicat de presă în care să ofere detalii despre planurile privind exploatarea petrolului.